Consiliul local Crețeni a alocat în acest an 20.000 de lei echipei de fotbal din localitate. Primarul Constantin Catrina vrea să-i stimuleze astfel pe fotbaliști pentru a avea rezultate cât mai bune. Cu fondurile primite, echipa AS Crețeni, care joacă în Liga 6, își va acoperi o parte din cheltuielile necesare desfășurării activității. Mă preocupă ideea sportului și îmi place că tinerii din comună sunt implicați și m-au rugat să le aloc un buget. Un buget pentru acest lucru, un buget destul de mic, la începutul anului am fost ca 15.000 de lei, după care am revenit cu circa încă undeva la 5.000 de lei, ca echipa de fotbal să poată funcționa și să poată avea rezultate. Într-adevăr, cred că am fost inspirat cu acest lucru și chiar norocos, pentru că echipa merge foarte, foarte bine, sunt pe locul 2 în divizia în care joacă ei. Chiar vreau să spun că au o poftă de gol foarte, foarte mare. Văd că sunt așa într-o efervescență tinerii și lucrurile merg foarte, foarte bine. Deci, surpriza plăcută a tuturor. Și a mea și a locuitorilor comunei, da, tinerii se întâlnesc cu plăcere, vin și oamenii la fotbal și e un mod de a mai ne deschide frunțile, de a vedea un spectacol fotbalistic frumos și sper să meargă tot așa. Și noi să-i ajutăm și anul viitor, poate consumăm un pic mai mare de bani. Să vedem cum va fi bugetul, de fapt știți cum e, trebuie să rezolvăm pe toate din bani puțin.